Sfinții declarați de oameni. Frații mei, voiesc să aduc în discuție un subiect destul de delicat și, din păcate, această dificultate în a explica stă cel mai mult în necredința creștinilor în Sfânta Evanghelie. Dacă intră pe creștinii noștri, dacă ei cred în Sfânta Evanghelie, vor spune toți într-un singur glas că da, cred. Și dacă îi pui în fața cuvântului Evangheliei, dovedesc o necredință grosolară. Eu totuși voi încerca să explic cu cuvintele Sfintei Evanghelie o anumită realitate de altfel grosolană de tot, din păcate, dar oamenii nici măcar asta nu pot înțelege. Cine sunt Sfinții lui Dumnezeu și cine sunt Sfinții preaslăviți și declarați de oameni? Frații mei, întreaga Sfântă Evanghelie și toată învățătura Sfinților Părinți spune cu glas tare și răspicat că noi creștinii ne dovedim următoși ucenici al lui Hristos doar dacă împlinim întru totul și întocmai poruncile dumnezeiești. Repet, doar dacă împlinim întru totul și întocmai poruncile dumnezeiești. Sfinții Părinți spun cu glas de tunet că nu minunile și nu nevoințele ne dovedesc a fi următori al lui Hristos. Nu, minuni fac și dracii, nevoințe fac și vrăjitorii, deci doar împlinirea poruncilor dumnezeiești. Așadar, un creștin poate presupune că ar putea ajunge în treapta de sfânt dacă am plinit întru totul și întocmai poruncile dumnezeiești. Și cu cât un creștin se străduiește să împlinească mai în amănunt, mai exact și mai întocmai poruncile dumnezeiești, cu atât șansele de a ajunge sfânt sunt mai mari. Cine sunt sfinții? Aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu, dovediți prin împlinirea poruncilor dumnezeiești cu fapta. Deci în faptă, să înțelegem corect. Credința fără fapte este moartă. Credința nu stă în vorbe goale și nici în laudele răsunătoare ale lumii. Acum, cine sunt sfinții pe care lumea iubește și preaslăvește cu titlul de mari și sfinți? Cine sunt acei sfinți declarați de oameni? Sunt toți acei creștini care calcă poruncile dumnezeiești, care își bat joc efectiv de poruncile dumnezeiești. E bine, tocmai aceștia sunt pe plac oamenilor. Lumea pe aceștia iubește. Lumea pe aceștia îi ridică în slăvi și îi preaslăvește cu titlul de mari și sfinți. Acest adevăr crunt ne-l spune însăși Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Lumea iubește ceea ce o măgulește și e pe pofta ei. Lumea iubește ale sale, a zis Mântuitorul. Iar în altă parte Hristos Domnul și Dumnezeul nostru spune foarte limpede: vai vouă când vă voi vorbi de bine pe voi toți oamenii, căci tot așa făceau prorocilor mincinoși părinților. Și ar mai fi destule argumente din Sfânta Scriptură, dar pentru cei care cred cu adevărat în Sfânta Evanghelie, deja ajunge. Sfinții Părinți spun la modul cel mai categoric cum că lauda omenească este semnul prorocului mincinos. Și spun că tocmai ura pe care și-au atras-o unii creștini prin împlinirea poruncilor dumnezeiești întru totul și întocmai, e bine, această ură pe care lumea o revarsă asupra lor este semnul foarte clar că sunt următori și ucenici al lui Hristos. Practic, asistăm la o inversare a valorilor. Dacă ești următorul lui Dumnezeu, te urăște lumea, iar dacă calci poruncile dumnezeiești, lumea te iubește. Pentru că lumea iubește ale sale, lumea iubește ceea ce o măgulește și e pe pofta ei.
Lumea iubește ale sale, a zis Mântuitorul. În altă parte, Hristos Domnul și Dumnezeu nostru ne învață și ne poruncește să luăm aminte doar la faptele acestora. De aceea, după roadele lor, îi veți cunoaște. Ne învață și ne poruncește Hristos Domnul. Sfântul Ignatie Briancianinu spune foarte limpede, tâlcuind aceste cuvinte, cum că să luăm aminte la roadele lor, la faptele lor, la urmările faptelor. Frații mei, în zadar vine cineva și vorbește frumos despre creștinism și vorbește dulce, miros, chiar perfect ortodox, dar dacă cu faptele lui tăgăduiește, atunci să știți că faptele contează, nu vorbele, căci spune clar Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă. Acum, având acest criteriu, de-a dreptul minunat și de netegăduit, luat chiar din preasfânta gura a lui Hristos Domnul și Dumnezeu nostru, cum că de aceea, după roadele lor, veți cunoaște. Și un alt criteriu, lumea iubește ceea ce o măgulește și e pe pofta ei, lumea iubește ale sale. Având aceste argumente de netegăduit, haideți să cercetăm un anumit personaj pe care eu vreau să-l aduc de data aceasta în discuție, în speranța că poate voi reuși să aduc oarecare limpezime în confuzia cumplită de care dă dovadă lumea de astăzi. Numai că, vedeți voi, e un subiect delicat. De ce? Pentru că lumea crede, orbește într-un anume om, oricine ar fi acela, puneți-vă numele. Iar credința în om, Sfântul Ignatie spune că duce la fanatisme și demințe. Așadar, ceea ce încerc eu acum să fac este să zdruncim această credință orbească într-un om a creștinilor de astăzi, este să zdruncim acest fanatism ieșit din minți la care au ajuns creștinii de dragul unui popă. Frații mei, e o realitate cruntă, dar eu vin cu cuvintele Evangheliei, vin cu aceste cuvinte și porunci a lui Hristos Dumnezeu, nu vin cu păreri personale. La drept vorbind, n-are nimeni nevoie de părerea mea, e foarte adevărat. Dar atunci când vin cu cuvântul Evangheliei, cu porunca lui Hristos, dacă voi într-adevăr credeți în Sfânta Evanghelie după cum probabil voi credeți, ziceți că credeți, atunci ar trebui să dați întâietate absolută lui Hristos Dumnezeu și poruncilor lui Hristos Dumnezeu, iar acel popă să treacă undeva pe locul 400-500 în inima voastră, că nici măcar pe locul 2-3 nu este loc, nu merită. Deci atâta timp cât pui un om mai presus de porunca lui Dumnezeu, deci de Dumnezeu, înseamnă că ești închinător la idolul numit om. Personajul pe care vreau eu acum să-l aduc în discuție și să-l supunem luminii Sfintei Evanghelii este moșul Gheorghe Lazar, canonizat de curând ca fiind Sfântul Gheorghe Pelerin. Am citit viața lui de mai multe ori, am rămas cât se poate de, ca să zic așa, dezgustat și indignat și mai ales această, cum să spun eu, indignare a mea este din pricina faptului cum că creștinii cred orbește orice li se vâră sub nas, fără a cerceta câtuși de puțin. Frații mei, toată Sfânta Evanghelie, de la amin la amin, spune cu glas de tunet, cum că nu ți este îngăduit ție să-ți lași femeia. Nu există motiv să-ți lași femeia, doar dacă o prinzi în preacurvie și atunci sunt eu în gură de aur, tâlcuiște, cum anume îți lași tu femeia, presupunând că ai prins-o în preacurvie, sau invers, femeia l-a prins pe bărbat în preacurvie. Ce înseamnă a-ți lăsa femeia în cazul acela? Este, în fapt, o despărțire pentru un anume timp, a ta, bărbat fiind, de femeia pe care ai prins-o în preacurvie, trimițând-o de la tine, doar pentru un anume timp, deci o despărțire temporară pentru a-i da timp de pocăință. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur
că nu ți este îngăduit ție între timp să-ți iei altă femeie și nici femeia care a căzut și a păcătuit să-și ia alt bărbat, că aceasta este călcare de poruncă. Pe urmă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că atunci când femeia se întoarce la tine cu pocăință, tu, bărbat, ești dator să o primești ca pe o jumătate a ta. Asta înseamnă să-ți lași femeia dacă o prizi în prea curvie. Să-i dai un timp de pocăință departe fiind de tine. Nu s-o lași și gata, te arunci în brațele alte femei. Aceea nu este ortodoxie, acela nu-i creștinism. Acum, toată Sfânta Evanghelie spune clar că nu ți este îngăduit să-ți lași femeia. Ba la un moment dat Hristos, Domnul, spune cu glas de tunic, te-ai legat cu femeie, nu căuta dezlegare. Nu te-ai legat cu femeie, nu căuta femeie. Frații mei, acest moșu Gheorghe Lază, în urma unui vis ce l-a avut într-o noapte, își lasă femeia Hodoro în tronc cu 5 copii, îmi spune românul, peste noapte, și pleacă la propovăduit. Își ia psaltirea sub braț și desculță, ca să pară mai impresionant, pleacă la propovăduit. Iertați-mi în sinceritatea, la prima vedere pare ca în filmele cu proști și stârniște chiar și râsul. Băi, pe cine trimite Domnul Dumnezeu la propovăduit? Pe un țăran prost grămadă care habar n-are ce-i cu el? De unde și până unde Domnul Dumnezeu a dat țăranilor cuvântul de propovăduire? Haideți să vedem ce spune Sfânta Evanghelie, să vedem dacă ceea ce a ales acest moș Gheorghe Lazar în urma unui vis este confirmat de Sfânta Evanghelie. În primul rând, nicăieri nu spune Evanghelia și nici Sfinții Părinți că călăuza noastră trebuie să fie visele. Categoric nu. Hristos Domnul poruncește: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nicăieri nu spune să crezi în vise. Ori acesta exact asta face. Trece la faptă în urma unui vis. De aici dovedește clar că acest moșu Gheorghe Lazar habar n-avea ce spune Evanghelia, cum că nu ți este îngăduit să crezi în vise. Sunt și vise de la Dumnezeu, trebuie să recunoaștem, de aceea acele vise le au doar Sfinții lui Dumnezeu, care are acel puter de discernământ, de a separa visele mincinoase de cele adevărate. Ori nu e cazul nostru drept deloc. Mai pe urmă, cum se face că pleacă el la propovăduit un țăran simplu și prost, care habar n-avea de ceea ce este acela creștinism? Prima dovadă că s-a lăsat călăuzit după vise. Frații mei, Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie și Sfinții Părinți care tâlcuiesc Evanghelia spun foarte limpede că trupul lui Hristos se mădulare fiecare în parte. Noi, toți creștini, alcătuim per total trupul lui Hristos și în acest trup al lui Hristos, noi fiecare dintre noi suntem mădulare fiecare în parte. Nu toți sunt ochi în trupul lui Hristos, nu toți sunt mână, nu toți sunt picior. Și auzim pe Hristos, Domnul și Dumnezeu nostru, că spune în Evanghelie: dacă ochiul tău te smintește, scoată, dacă mâna ta te smintește, taie, dacă piciorul tău te smintește, taie și aruncă-l de la tine. Așadar, iată că însăși Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, vorbește de trupul bisericii sale, adică creștinismul întreg este ca un trup. Acum, în trupul lui Hristos, trebuie neapărat să subliniem că rolul de ochi îl joacă preoții și arhierei. Atât. Domnul Dumnezeu a dat poruncă de a lumina poporul cu lumina Evangheliei, cu acest cuvânt al adevărului, doar preoților și arhiereilor. Această poruncă nu au monahii, nu au diaconii și nici mai cu seamă nu au țărani, poporul simplu. Deci, a lumina poporul, a propovădui, Domnul Dumnezeu a poruncit preoților și arhiereilor. De unde și până unde primește asta o poruncă să plece la propovăduit? Lucru care este de-a dreptul contrar a ceea ce a legiuit Duhul Sfânt în Sfânta sa Biserică. Deci este o călcare de poruncă, este o batjocorire, este o răsturnare a toată rânduiala Bisericii. Și-l auzim pe Sfântul Apostol Pavel cum spune cu glas de tunet: dar toate să se facă cu cuviință și după rânduială. Frații mei, repet iarăși întrebarea aceasta care ar trebui să vă pune și voi la modul cel mai categoric. Voi chiar credeți în Sfânta Evanghelie? Iată ce spune Duhul Sfânt prin gura Sfântului Apostol.
dar toate să se facă cu cuviință și după rânduială. Biserica lui Hristos nu este haos. Nu face fiecare cum îi tună, după cum visează. Ce e asta? Haos total, de bandadă, de străbălare. Da, exact. Vedeți voi, dar toate să se facă cu cuviință și după rânduială. Și rândeala dată de Domnul Dumnezeu în Sfânta Sa Biserică este ca preoții și arhierei să o propovăduiască, nu un țăran simplu. Și hai să presupunem, luăm cazul de excepție, să zicem că prin excepție, printr-un pogorământ, cum că toți preoții și arhiereii sunt căzuți în erezie, în apostazie, Domnul Dumnezeu îl trimite pe un țăran la propovăduit. Fratele meu, Domnul Dumnezeu, dacă face o astfel de pogorământ, alege o persoană care este foarte bine documentată, care este un cărturar, care este un învățat. Nu ia un prost grămadă să-l trimită la propovăduit. Ce spune acela oamenilor? Și din viața lui veți vedea că totul este un negativ a ceea ce poruncește Hristos. Veți vedea că el face milostine cu străinii și nu cu casnicii lui, după cum poruncește Hristos Domnul. Dacă cineva nu poartă grijă de casnicii săi, de apropiații săi, acela este mai rău decât un necredincios, acela s-a lepădat de Dumnezeu. Iată ce răspuns categoric primește moșul Gheorghe Lază la milostenile lui, răspuns dat de însă Sfânta Evanghelie, că este un necredincios și un lepădat de Dumnezeu. El și-a lăsat copiii cu femeia lui peste noapte și au ajuns muritori de foame. Trăiau din mila satului, au vândut tot ce au avut de vândut și trăiau ca niște cerșetori. Asta învață Sfânta Evanghelie. Asta poruncește Hristos Dumnezeu? Categoric nu. Aceea a fost o înșelare categorică, o înșelare grecească întru totul, pe care acest moșu Gheorghe Lazar, fiind cu totul necărturat, deci efectiv omul ăsta nu avea habar de nimic, a trecut la împlinirea a ceea ce a visat într-o noapte. Pe urmă mai spune în viața lui că s-a dus în pelerinaj la Sfintele locuri și acolo, cum necum, prin pustia Iordanului, dacă mi-aduc eu bine aminte, zice că s-a întâlnit cu un pusnic sfânt care i-a spus că pe tine Domnul Dumnezeu te-a trimis la propovăduit și să înveți poporul. Frații mei, iertați-mi exemplu, dacă eu aș spune că pisica zboară și mănâncă crocodil, să știți că e mai puțin gogonată decât ce paliverne ne-a băgat pe gât acest moșu Gheorghe Lază. Sunt două variante. Prima, este o invenție a minții lui. Deci aceasta s-a întâmplat doar în mintea lui stricată și eu pe aceasta o cred. Deci așa ceva nu a putut să fie. Doi, dacă într-adevăr s-a întâlnit, acela a fost un diavol luând chipul unui părut sfânt. De ce? Sfinții lui Dumnezeu sunt caracterizați printr-o împlinire întru totul și în tocmai poruncilor dumnezeiești. Nu vin sfinții și te îndeamnă în a călca porunca lui Dumnezeu. Dacă acela într-adevăr era un sfânt al lui Dumnezeu și nu un diavol luând chipul unui om, i-ar fi spus că ești un înșelat, tu Gheorghe Lază, care ți-ai lăsat femeia, ai călcat porunca că ți-ai lăsat femeia, ai călcat porunca că nu porți grijă de ai tăi. Deci așa ceva este, eu personal cred că este o invenție din mintea lui stricată, iar dacă totuși într-adevăr s-a întâlnit cu cineva, acela a fost satana în chipul unui om. Frații mei, pe lângă Sfânta Evanghelie care spune cu glas de tunet că nu ai voie să-ți lași femeia, avem și în Sfintele Canoane, în Pidalion, avem două canoane, canonul 14 și canonul 15 al Sinodului din Gangra, unde Sfinții Părinți spun foarte categoric și dau anatema la modul cel mai categoric pe acel bărbat care își lasă femeia sau pe acea femeie care își lasă bărbatul. Îi dau anatema. Știți ce înseamnă cuvântul anatema? Înlăturare din trupul lui Hristos, tăiere, îndepărtare, pogorâre de viu în ea. Și Sfinții Părinți în canonul 15, la tălcuirea acestui canon, spun cum că nici dobitoacele sălbatice nu își lasă puii, ci îngrijesc de ei și îi hrănesc. Tu, om fiind, cununa și creația lui Dumnezeu, cum te porți mai prejos decât dobitoacele pământului, lăsându-ți de izbeliște copiii tăi, femeia ta, călcând în felul acesta cea mai categorică poruncă dată de Hristos Dumnezeu. De aici putem trage o primă concluzie, frații mei. Călcând poruncile dumnezeiești, nici măcar nu te mântuiești, dar aminte să mai ajungi și sfânt. Frații mei, știți ce spune Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie? Spune așa, și noi știm
că Dumnezeu nu îi ascultă pe păcătoși. Dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela Dumnezeu îl ascultă. Referitor la acest personaj numit Gheorghe Lază, care dovedit în lumina Evangheliei este un înșelat notor, un stricat de minți, un ieșit din minți, ridicat la rang de sfânt de către un sinod de arhierei apostați și eretici, trebuie să mai scot în evidență încă un aspect. Frații mei, veți spune voi și vă veți pune următoarea întrebare: bine, dar acest moșius Gheorghe Lazar a făcut minuni, făcea nevoințe uimitoare. Fraților, voi să credeți ce spun Sfinții Părinți. Nu minunile și nu nevoințele ne dovedesc a fi următoși ucenici al lui Hristos, ci doar împlinirea poruncilor lui. Minuni fac și drace, și cele mai multe minuni fac și ei. Minuni fac și prorocii mincinoși, și învățătorii mincinoși. Minuni multe și prea minunate va face și Antichrist. Și asta înseamnă că îl veți recunoaște pe Antichrist ca fiind Domn și Dumnezeu? Categoric nu. Așadar, nu minunile este un criteriu în a recunoaște pe cineva că este următor al lui Dumnezeu sau chiar și sfânt. Pe urmă, nevoințele. Nu e adevărat, asta e nebunie absolută. Citiți în viața Sfântului Ciprian, vrăjitorul din 2 octombrie, pe când era unul dintre cei mai mari vestiți vrăjitori, nu era unul oarecare, zbura cu luntrea prin nori, se preschimba în pasăre, mânca ghindă doar după apusul soarelui, deci postea omul, nu așa, ca să aibă vrăjile lui mai multă tărie. De aici este clar că aceste nevoințe făcute după capul lor stricat, practic erau spre vătămarea lor. Frații mei, trebuie să înțelegeți că așa învață Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, Sfinții Părinți călăuziți de către Duhul Sfânt, care ne-a explicat nouă Evanghelia, că nu minunile și nu nevoințele îi dovedesc pe aceștia că sunt creștini, că sunt următori al lui Dumnezeu sau că ar putea fi și sfinți, ci doar împlinirea poruncilor dumnezeiești. Iată de ce Hristos Domnul spune că de aceea, după roadele lor veți cunoaște, nu după minuni, nu după nevoință, împlinesc aceștia, vorbind la plural de data asta, poruncile dumnezeiești întru totul și întocmai. Da, atunci putem avea nădejde și doar atât, că s-a mântuit și restul mila lui Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu pe cineva să le ridice la rang de sfânt, slavă lui Dumnezeu. Dar nouă nu ne este de competența noastră să dăm noi cu verdictul că s-a mântuit cineva sau că s-a ajuns și sfânt. Pentru că adâncurile inimii le știe doar Dumnezeu. Și aceasta este doar de competența lui Dumnezeu. Pe urmă, dacă acest personaj, moșul Gheorghe Lază, pus în lumina Sfintei Evangheliei, se vede clar că a călcat poruncile dumnezeiești, este un negativ categoric la ceea ce poruncește și învață Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Și mai vedem pe Sfinții Părinți în două canoane că îl dau anatema, fără discuție, în mod categoric. Se pune întrebarea la modul cel mai sincer, așa ca între oameni simpli. Bă, cum a ajuns ăsta sfânt? Frății mei, răspunsul este unul simplu de tot. Pomul rău nu are cum să aibă roade bune. Hristos Domnul spune foarte categoric, nu poate pom rău să facă roade bune, nici pomul bun să facă roade rele. Orice pom bun face roade bune și pomul rău face roade rele. Așadar, după roadele lor îi veți cunoaște. Ce vreau să spun cu aceasta? Arhiereii noștri și tot sinodul format din arhiereii noștri sunt eretici și apostați, sunt trădători de Dumnezeu, iubitori de bani și de papă, vrăjmași pe față a lui Hristos Dumnezeu. Deci, sunt pomul cel rău. După cuvântul nemincinos al lui Hristos Dumnezeu, acești trădători de Dumnezeu nu pot avea roade bune, pentru că orice pom rău are roade rele. Așadar, faptul că i-au ridicat la rang de sfânt, pe lângă alții și pe moșul Gheorghe Lazar, în lumina Evangheliei este foarte simplu. Sunt roade rele ale acestui pom rău. Roade pe măsura apostaziei lor. Acești trădători de Dumnezeu au alte criterii, au alte
reguli, ei împlinesc alte porunci sau, am putea spune între ghilimele, au cu totul altă evanghelie după care ridică ei și declară ca fiind sfinți niște oameni care se potrivesc cu criteriile lor drăcești, cu regulile lor ecumeniste, dar sunt de-a dreptul împotriva a ceea ce poruncește Hristos Dumnezeu. Așadar, aceștia sunt sfinți ecumeniști, declarați de trădători de Dumnezeu, de apostați. Nu sunt sfinți al lui Dumnezeu, pentru că, după cuvântul lui Hristos, care spune, după roadele lor veți cunoaște, vedem clar că acesta și-a bătut joc de poruncele dumnezeiești. Frații mei, Moșul Gheorghe Lazar este un exemplar grosolan de tot, de aceea am vrut să vorbesc doar despre el. Dar, din păcate, avem mult, mult prea multe exemplare care, din faptele lor, s-au dovedit la modul cel mai categoric batjocoritor de Dumnezeu. S-au dovedit călcători ai poruncii dumnezeiești, în pofida faptului că lumea îi prea slăvea cu titlul de mari și sfinți. Și spune Sfântul Ignate, pe cine a recunoscut lumea ca sfinți, pe cine a prea slăvit și a înălțat cu laudele sale? Pe prorocii mincinoși, pe învățătorii mincinoși, pe fățarnici, pe vicleni. Cum s-a purtat ea cu adevărații sfinți? I-a prigonit, i-a urât, i-a batjocorit. De ce? Spun eu în continuare. Pentru că nu era un duhul lumii acestea. Lumea iubește ale sale, spune Mântuitorul. Așadar, pe viitor, nu mai mergeți ca orbii după alți orbi. Să nu uitați că un sinod de arhierei eretici și apostat nu are cum să aibă roade bune. Altfel înseamnă că minte Hristos. Dar noi știm că acest sinod apostat are roade rele, vrenice de căderea lui. Deci aceștia sunt sfinți după regulile ecumeniste ale acestei prea cumplite erezii, sfinți între ghilimele, că sunt niște batjocoritori de Dumnezeu în lumina Evangheliei. Frații mei, nu mai mergeți ca orbi, nu mai credeți orbește tot ce vi se vără sub nas. Știți ce poruncește Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru? Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, pentru că mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Nicăieri nu spune Hristos Dumnezeu să mergeți ca orbi, să credeți orbește orice, nicăieri. Frații mei, nu este îngăduit să-ți lași femeia. Ori acest Moșul Gheorghe Lazar, pentru faptul că a făcut fix invers decât cum poruncește Evanghelia, este un batjocoritor de Dumnezeu. Și în încheiere mai vreau neapărat să aduc în discuție o replică destul de prostească care mi s-a adus, anume că Moșul Gheorghe Lazar putem trece la excepție, la pogorăminte. Noi știm că în istoria bisericii au mai fost excepții, pogorăminte, dar noi trebuie să știm ce înseamnă excepția, ce este de fapt pogorământul, ca să știm dacă acest Moșul Gheorghe Lazar se încadrează la excepție sau pogorământ, cum îi mai spune. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în Pidalion cum că excepția sau pogorământul este atâta timp cât nu aduce atingere învățăturii Sfintei Evangheliei sau dogmelor biserice. Dacă acea excepție sau acel pogorământ aduce oarecare atingere învățăturii Sfintei Evangheliei sau dogmelor bisericii, aceea este rea excepție, rău pogorământ și trebuie lepădat cu desăvârșire, ca fiind călcare de poruncă. Moșul Gheorghe Lazar nu se încadrează. Deci el a călcat și a batjocorit într-un mod grosolan învățătura Sfintei Evangheliei și poruncile evanghelice. Deci, trebuie să știți ce e excepția când vi se spune că îl trec la excepție. Nu e adevărat, e nebunie, e prostie. Oamenii vorbesc dintr-un adânc de neștiință. Fraților, în concluzie vă spun, nu mai credeți, orbește tot ce vi se vără sub nas. Este spre paguba voastră sufletească, este spre pierzania voastră, sfinții lui Dumnezeu. Îi puteți recunoaște după o împlinire întru totul și întocmai a poruncilor dumnezeiești. Atât. În rest, dacă nu veți vedea în faptele lor o împlinire întru totul și întocmai a poruncilor dumnezeiești, sunt niște înșelați, niște batjocoritori de Dumnezeu, în pofida faptului că lumea oarbă cu desăvârșire duhovnicește îi iubește și îi preaslăvește cu titlul de mari și sfinți. Lumea zace în cel rău. Hristos Domnul spune că lumea iubește ceea ce o măgulește și e pe pofta ei. Lumea iubește ale sale. Așadar, dacă are cineva urechi,
să audă.